faptul că astăzi mă găsesc din nou la București, între românii mei, ca să fiu sincer, nu pot spune că îmi umple inima de bucurie. Când am auzit că proiectul unei călătorii de felul ăsta se aliniază la orizont, mi s-a părut absolut exagerat să ne ducem acolo unde totul fumegă, unde legiuit și-a permis să întoarcă lumea pe dos. Și până în seara de astăzi încă nu sunt bucuros sau fericit că mă găsesc la București ca să fac muzică. Faptul important mi s-a părut însă nu atâta concertul cu conținutul lui spiritual sau proba că Orchestra Filarmonică din München este una dintre cele mai bune orchestre din lume. Pentru mine importanța acestei vizite se află altundeva. Este că și în politicii români trebuie să afle undeva că ce se întâmplă în România nu mai este în afara Europei, undeva departe, ci ce se întâmplă în România se poate întâmpla în orice altă țară a Europei. Deci asta este important. Am scăpat de distanța anonimă și suntem și noi astăzi în centru unei atenții politice generale. Dar eu nu mă ocup de politică și nu pot juca niciun fel de rol de o importanță politică. Am chiar o repulsiune pentru politică. Pe cât de mult îmi place muzica, pe atât de puțin stimez politicienii.